Atacatorul din Maine, Statele Unite, a fost găsit mort la mai bine de 72 de ore de la masacrul comis. Operațiunile de urmărire și capturare a atacatorului, care au fost extinse până la granița cu Canada, au fost încheiate. Cel puțin 18 persoane au fost ucise și alte 13 au fost rănite în mai multe atacuri armate care au avut loc în statul Maine, aflat în nord-estul Statelor Unite. Suspectul a fost identificat drept un bărbat de 40 de ani, instructor de arme de foc. Motivul atacului este încă neclar. Sute de polițiști și agenți FBI l-au căutat pe Robert Card în timp ce autoritățile din Lewiston au cerut rezidenților să rămână de în propriile case. În ultimele 48 de ore, operațiunile de urmărire, localizare și capturare a rezervistului american Robert Card s-au extins din statul New York la granița cu Canada. După mai bine de 72 de ore în care a pus poliția pe jar, individul a fost găsit fără suflare. Trupul lui a fost găsit în pădure, în apropiere de orașul Lesben, lângă un centru de reciclare de la care fusese concediat recent. Mașina lui Card a fost Operită cu puțin timp înainte de miezul nopții în Lisbon, la aproximativ 12 km de locul crimei. Cel puțin 18 oameni au fost uciși în împușcăturile în Lewesen, Maine a anunțat guvernatorul Janet Mills într-o conferință de presă. O femeie și șase bărbați au fost împușcați mortal într-o sală de bowling și opt bărbați au fost uciși într-un restaurant, șapte în interior și unul afară. Alte trei trupuri neînsuflețite au fost găsite pe stradă. Doar opt dintre cei uciși au fost identificați. Dintre cei 13 răniți, trei sunt în stare critică. Reprezentanții poliției anunțaseră că pe numele autorului atacului armat a fost emis un mandat de arestare. Suspectul a fost identificat ca Robert Card, un bărbat în vârstă de 40 de ani. Autoritățile au reușit să afle despre acesta că este un instructor de arme de foc certificat și rezervist al armatei americane. Fusese fost internat într-o unitate de sănătate mentală timp de două săptămâni în timpul verii. Sute de ofițeri de poliție au acționat pe tot teritoriul statului Maine în căutarea atacatorului. Anchetatorii au verificat și semnalele telefonelor mobile pentru a încerca să identifice mișcările suspectului în orele de dinainte și de după atacurile armate. De asemenea, ei au examinat și rețelele de socializare și alte înregistrări pentru a încerca să identifice locația unde se ascunde individul.